Dacă e de glumă și poate de râs, de amuzament cu modul în care Doru Stoica, acest dorel al sistemului judiciar, inventează nume, fapte, spune că jandarmii au gazat nu pentru că ar fi avut un ordin și ar fost un plan prestabilit, ci pentru că oamenii erau nebuniți, deci a spus Mădălin Bot, cel inexistent, împreună cu Ene Ion și voiau să ocupe cu violență curtea guvernului. Deși Mălin Bot le spunea să fie pașnici, el ia cuvântul pașnic și pune între ghilimele, ca și cum nu contează, bă, ce aici, bă, zic eu ce-am vrut el să zică. Da. Sunt două evenimente care nu este deloc de glumă și pe care domnul procuror nu le investighează, deși ar fi trebuit să le investigheze. Și suntem la pagina 111 a ordonanței rușinii. Spune domnul procuror Diicot Doru Stoica. Înainte de asta vreau să fac descrierea faptelor ca să înțelegeți la ce mă refer. Mă refer la incidentul cu jandarmerița. Jandarmeriță care a fost dusă și nu s-a lămurit cine, de ce, cum a ajuns o jandarmeriță cu un coleg în mijlocul protestatarilor, cum a ajuns să-i dispară pistolul jandarmeriței, cum a ajuns să se întâmple foarte multe lucruri. Nu este investigată deloc acea stare de fapt. Au investigat cei de la parchetul militar până când li s-a luat dosarul, au reușit să investigheze și să determine faptul că șefii jandarmeriei au mințit cu insistență în comunicările publice în legătură cu starea de sănătate a jandarmeriței. Deși jandarmerița nu avea nimic grav și a și fost externată din spital a doua zi, cu toate acestea, reprezentanții jandarmeriei și șefii jandarmeriei au ieșit în comunicări publice pe televiziuni în care au spus că ea este foarte grav bolnavă, că a rămas paralizată, că a fost foarte grav bătută. Deci au exagerat, au mințit cu privire la starea de sănătate a acestei fete. Nu este foarte clar și nu se știe de ce au mințit ei. Însă este cert că astfel de informații aruncate în spațiu public nu ar fi avut de ce să fie aruncată de către niște șefi responsabili ai unei instituții de ordine publică, dacă ei erau de bună credință. Faptul că ei au mințit în legătură cu această jandarmeriță dovedește reala lor credință, dovedește că de fapt ei au avut un plan de prefabricare a represiunii, de fabricarea unor așa zise violențe și planul nu le-a ieșit așa cum ar fi vrut ei. Probabil ei ar fi vrut ca așa jandarmeriță să fie paralizată, să fie ucisă și ar fi dorit acest lucru. Și de aceea au exprimat aceste lucruri în spațiu public. Sigur, e un proces de intenție, dar lucrurile pe care le spun eu aici reprezintă o opinie cu privire la intențiile lor. Dar este un fapt cert pe care îl știe toată lumea, care este indubitabil, pe care nici procurorul Doru Stoica n-a putut să-l nege. Și anume că acea jandarmeriță împreună cu un coleg al ei, în circumstanțe foarte dubioase și neclare, au ajuns în mijlocul manifestanților. Că au fost unii manifestanți, sau nu știm cine sunt oamenii care au încercat să o agreseze, restul manifestanților au protejat-o și că a ieșit de acolo nevătămată, fără să aibă absolut nimic. A fost dusă la spital, i s-a făcut un control, după care a ieșit din spital. Deci fără să aibă vreo leziune, fără să aibă vreo vânătaie, vreo ceva. Da. În acea îmbulzeală a dispărut un pistol. Nu este foarte clar nici până în ziua de astăzi, da? Exact și în detaliu cum a dispărut acel pistol. Protestatari care au fost implicați în acea altercație, exact ca și în modelul celălalt cu incendierile, au fost trimiși în judecată unii dintre ei. Alții, în cazul lor s-a disjuns, pentru că nu se știe cine sunt. Din nou avem acest mod de operare. Nu se știe cine sunt. Au inițiat incendierea, cei care au inițiat nu se știe cine sunt, dar unii care au venit pe lângă, ăștia, îi trimitem în judecată și... A fost agresată jandarmerița, unii au fost trimiși în judecată, s-a furat un pistol, alții nu se știe cine sunt, nu putem să-i găsim. Este foarte ciudat cum nu reușește acest sistem să-i găsească. În același mod s-au întâmplat lucrurile cu un alt eveniment similar, făcut tot de către ei. La ora 22:54 de minute, sună cineva la 112. Se prezintă ca fiind tot Călin. Persoană pe care n-au identificat-o, procurorul Diicot putea să o identifice, să vadă cine este, ce s-a întâmplat, da? N-a identificat-o nici până ziua de astăzi. Deci asta nu li s-a părut relevant, domnului procuror Diicot, nu i s-a părut relevant să afle, bă, cine e ăla care a sunat la ora, aproape de ora 23 la 112 și a anunțat că cineva distruge restaurantul Springtime și că protestatarii distrug restaurantul Springtime și că e nasol și că e nu știu ce.
Și de ce jandarmii au spus că nu pot să meargă să vadă despre ce e vorba și au trimis niște echipaje ale poliției, care au rămas blocate acolo? Ancheta făcută de parchetul militar, și asta n-a putut să o nege domnul Duru Stoica, pentru că nu poți să mistifici, adică poți să interpretezi ce spune Mălin Bot, poți să interpretezi ce spune Eneion, dar să spui că a fost distrus un magazin, un fast food care n-a fost distrus și sunt declarațiile și filmările că n-a fost distrus, aia nu poți chiar să o faci, pentru că acolo e vorba de ceva material, de ceva fizic. Cuvintele sunt ceva abstract, ceva ce nu există în lumea fizică. Ele reprezintă noțiuni, pot fi interpretate, pot fi răstălmăcite, pot fi scoase din context. Dar să spui că a fost spart ceva ce n-a fost spart, nu poți să spui, pentru că ăla este fizic acolo, vitrina, nu poți să zici așa ceva, da? Și asta s-a întâmplat. Cineva a sunat și a spus că, domne, în acest moment, huliganii sparg magazinul Sprint, ai mers de nasol, nu știu ce, și acea persoană n-a fost identificată. Cum de n-a fost identificată, este foarte bizar acest lucru. Nu s-a dorit să fie identificată de către domnul procuror Doru Stoica, care în loc să-și piardă vremea să scrie 70 de pagini de prostii despre Mădălin Bot, care nu există, da? Putea să facă un efort să vadă cine este această persoană. Și de ce jandarmii au spus, domnule, noi nu putem să intervenim, să meargă polițiști acolo. E, în opinia mea, după cum arată acest incident, și asta este concluzia către care se îndrepta și parchetul militar cu ancheta, până când dosarul a fost luat cu japca la DIICOT, creindu-se falsa aparența competenței prin plângerea depusă inclusiv de către un om al PSD-ului, de unde procurorul Dorel a luat copy-paste. Până în acel moment, parchetul militar mergea și stabilise ideea că a fost un fals incident provocat, tocmai cu scopul de a justifica intervenția agresivă de la ora 23 pe care ei o pregătiseră pentru evacuarea pieței, pentru că ei erau îngroziți. Deci erau îngroziți de ideea că au venit mulți oameni din diaspora, n-au venit pentru o zi, au venit pentru 2, 3, 4 zile. Era început de weekend, oamenii erau hotărâți, în asta consta hotărârea, să continue protestul și ziua următoare și ziua următoare să rămână în piață. Și le era frică lui Dragnea și lui Carmen Dan, că ei au dat ordinele și slugoii ăștia din jandarmerie au executat împreună cu cei din 2 și un sfert. Le era frică de faptul că le va pica toată șandramaua. Dacă oamenii vor rămâne în piață, vor veni ziua următoare în număr și mai mare. Vă dați seama, dacă în 10 august n-ar fi fost gazări, dacă în 10 august n-ar fi fost violențele provocate de către oamenii pe care nu i-a găsit nici procurorul Doru Stoica, nici jandarmeria, nimeni nu-i găsește pe oamenii ăia, da? Dacă n-ar fi fost tonele de gazări și evacuarea în forță, probabil că în 11 august ar fi ieșit și mai mulți oameni la acest protest. Oamenii ar fi înțeles că s-a aprins flacăra protestului final, da, revoluției bunului simț, despre care eu vorbeam inclusiv de la portavoce în Piața Victoriei, și Doru Stoica a zis, domne, iată, a pronunțat cuvântul revoluție. Dacă a pronunțat cuvântul revoluție, este clar că din cauza lui au bătut jandarmii. El e vinovat. Luați-l, umflați-l, da? Nu contează că Ovidiu Grosu la Antena 3 a spus, dăm foc la guvern și ucide jandarmi. Nu, aia nu e, aia e, nu s-a referit la asta, cu siguranță. Dar Mălin Bot, că a pronunțat cuvântul revoluție, cu siguranță el avea niște tancuri undeva după colț, care urmau să vină să tragă. Ca să înțelegeți despre ce vorbim. De asemenea, în acest moment al foarte important legat de ziua de 10 august, pe care procurorul Doru Stoica ar fi putut să-l investigheze și să vadă ce s-a întâmplat și avea toate motivele, pentru că plângerea a fost împotriva acțiunii, împotriva ordinii constituționale. Orice ceea ce au făcut Dragnea cu Carmen Dan, cu slujile din jandarmerie, a fost exact împotriva drepturilor constituționale ale cetățenilor, oameni buni. Deci acolo un grup de cetățeni din instituții ale statului, subordonați unui infractor, unui pușcăriaș, că acum este pușcăriaș, este la Rahova, a organizat o represiune împotriva poporului care ar trebui să fie suveran conform Constituției și care și-a exercitat drepturile constituționale în capitala țării. Și ăștia au organizat o represiune împotriva ordinii și a drepturilor constituționale. Ori plângerea lui Doru Stoica, tupeul lor, pesediștii pe asta a făcut-o. Dar Doru Stoica, dacă era un procuror competent și de bună credință, mergea după ei, oameni buni. Mergea după ei și găsea tot. Îl lua pe Ovidiu Grosu, găsea legătura cu Antena 3, găsea postacii PSD-ului care au incitat la violență. Îl găsea pe ăsta, pe tot Gabriel care a dat telefon la tot Călin care a dat telefon la 112 și a anunțat că Springtime e spart în condițiile care Springtime nu e spart și vedea că vine din același grup de interese. O lua pe Ștefania și pe toți aceia care au dat ordin ca Ștefania să fie dusă în mijlocul protestatarilor, da? Îi căuta pe aia care au luat pistolul și constata că cine știe ce sunt, acoperiți ai jandarmerie sau acoperiți de pe la 2 și un sfert.
Îi lua pe șefii jandarmeriei, îi băga pentru că au incitat în public oameni buni. Public au spus că o jandarmeriță a fost paralizată și bătută și cum să transmiți astfel de informații publice false, oameni buni. Este incredibil. Și procurorul, în loc să vadă toate aceste lucruri extrem, extrem de grave. Liviu Dragnea a spus, cineva mi-a atras atenția într-un comentariu și într-adevăr așa este, mi-am adus și eu aminte. Cineva mi-a atras atenția că Liviu Dragnea a spus în 6 sau 7 august că domne, vom reacționa ferm și agresiv și nu știu ce. Ceea ce iarăși arată dovada premeditării. Doru Mărie și are informații și a vorbit despre ele într-un interviu pe care l-a acordat pentru podul.ro despre cum s-a întâlnit Dragnea la Scroviștea și cum de la Scroviștea a coordonat represiunea aceasta mizerabilă cu Carmen Dal la Ministerul de Interne, exact cum coordona și Iliescu în 1990 și represiunea din timpul Mineriadei, tot de la Scroviștea. Toate aceste lucruri, procurorul de cod, dacă era ok, putea să ducă după ele oameni buni și își merita banii aia mulți pe care noi îi dăm. Undeva între 4.500-5.000 de euro are acest individ, fiind și director de direcție. Declarația de avere nu și-a depus-o la timp, așa cum ar fi trebuit, ca să vedem veniturile lui cu tot cu funcția de director de direcție. Ce zice domnul procuror Doru Stoica? Mă rog, l-a dispecerat la ora 29.54 la 112. S-a anunțat că în zona Springtime un grup de persoane se manifestă violent. Direcția Generală a Poliției Municipului de Jandarmi București solicită intervenția poliției, întrucât ei nu au posibilitatea să intervină în lipsa unor efective disponibile. O minciună! Toată ordonanța, aflăm cum au adus efective de prin toate părțile, de la Constanța, de la Buzău, de la Târgu Mureș, de la Craiova. Și acum plus dintr-o dată nu mai aveau efective să intervină. Păi unde sunt efectivele alea multe care au fost aduse? Unde nu mai aveau efective? Nu! Asta a fost regizată de ei și intenționat au refuzat-o ca să ducă polițiștii ăștia sperând, domne, să-i bată și pe polițiști. Poate cine știe ce o să iasă acolo, o să fie agresați polițiștii ca să avem justificare să intervenim în forță. Asta au făcut, oameni buni. Asta au făcut. Este o diversiune clară și procurorul de cod putea să afle, că poți să afli de la 112 de la ce număr s-a sunat. Hai să fim serioși. Să nu spuneți mie că Dita Mai Dicotu, însuși șeful Direcției de Combatere a Terorismului și Infracționalității Informatice, nu poate afla, nu poate să ajungă la persoana care a dat un telefon. Dați dumneavoastră telefon la 112 să vedeți în cât timp vă găsește poliția. Că toată ziua apar știri. Ați văzut de câte ori apar știri, constant apar știri. Că amenințare cu nu știu ce, nu știu unde, da? Și după o oră, persoana a fost identificată și reținută și la poliție. Domnule, dar pe ăsta care e implicat în ceva atât de grav, tu nu-l cauți, tu nu te duci după el să vezi cine este. În urma deplasării la fața locului s-a comunicat că în zona Springtime, pe trotuar, se află aproximativ 30-40 de persoane care scandează și refuză să părăsească zona, fără a provoca distrugere. Fapt pentru care s-a transmis mesajul de retragere a echipajelor Serviciului de Acțiuni Speciale și monitorizarea zonei de către echipajele de ordine publică. Cei de la poliție și-au dat seama că li s-a făcut o mizerie și imediat, în 12 sau în 13 august, au pus pe rețele sociale înregistrarea. Un polițist din mașină a pus pe rețele înregistrarea unde spune, bă, de ce dracu ne-au trimis mă ăștia aici? Ăștia sunt proști. De ce ne-au băgat aici? Ne-au băgat total aiurea. Deci oamenii au făcut publice discuțiile din interiorul specialei poliției, tocmai pentru că, vedeți că și în instituțiile astea, 21 sfert și așa mai departe, există slugoi și oameni subordonați unui infractor ca Dragnea și grupărilor de corupție, dar există și oameni corecți și onești. Și ei au dat drumul la înregistrare ca să se vadă, domne, să nu fie opinia publică să creadă cine știe ce. Da? Mai departe, prin intermediul stației s-a comunicat că la rândul lor cele trei echipaje direcționate când sprijin au fost blocate în zona Piața Victoriei. În acest context, din punctul de comandă s-a solicitat din nou sprijinul jandarmeriei. Comandantul misiunii a dispus desplasarea în sprijinul efectivelor de poliție a unei rezerve de intervenție din cadrul batalionului 2 de ordine publică, aflată pe bulevardul Iancu de Hunedoara. Deci dintr-o dată le-a apărut rezerva. Da? Deci înțelegeți ce au făcut ăștia, oameni buni, au făcut intenționat, au băgat polițiștii acolo, i-au lăsat un timp de fără niciun fel de sprijin, sperând că poate o să fie sparte mașinile poliției, că poate protestatarii sunt agresivi din moment ce au fost gazați toată seara, da? Dar nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic. După care, văzând că nu se întâmplă, brusc au descoperit, stați așa că mai avem o rezervă. Nu v-a bătut. Oh, ok, bun, hai că mai avem o rezervă și mergem să rezolvăm problema. De asemenea, în acest context este plasată fotografia cu jandarmerița Ștefania, din care aflăm că i s-a sustras un pistol și aflăm că numai unii dintre cei autori au fost trimiși în judecată. Ei au și fost condamnați, dar cu suspendare.
Lucru foarte interesant, că instanța nu a reținut o implicare lor, a lor extrem de gravă în acest incident. Cei care au făcut lucru cel mai grav, ăia nu sunt identificați. În cazul lor s-a disjuns. Disjungere ce înseamnă? Înseamnă, bă, pe ăștia, un grup de 20 de persoane face ceva, da? 5 dintre ei îi trimitem în judecată și restul 15 îi mai anchetăm să mai vedem ce au mai făcut. Disjungere și închiderea cazului. Pentru că sunt oamenii lor, oameni buni. Sunt oamenii lor. Așa se explică. Dacă oamenii aia pe care parchetul susține că nu i-a găsit, că de fapt poliția trebuie să-i ancheteze și acolo e băgat 21 sfertul, da? Că nu merge procurorul să-i caute. Procurorul lucrează cu polițiști și spune faceți aia, faceți aia, faceți aia. Și acolo dacă sunt oamenii 21 sfert, veci pururi, aș bagă coada și polițiștii, oricât ar vrea ei să meargă, nu vor merge. Pentru că 21 sfert este foarte puternic în sistem. Citiți cartea lui Traian Berbeceanu și o să vedeți cât de puternic este. După care, ordonanța insistă foarte mult pe aceste aspecte. Deci folosește aceste două aspecte, domnul procuror Doru Stoica, de aici cred că juriștii jandarmeriei au scris, ca să justifice intervenția în forță de evacuare a pieței de la ora 23, intervenție pentru care nu fusese semnat ordinul. Deci legea prevede că prefectul trebuie să dea ordinul de evacuare și prefectul nu a dat ordinul. Și ordinul s-a dat verbal de către cazan, apărând, o să vedeți în ordonanță, momente în care intervine în comunicații și dă ordine și cu Coș și Sindile, șeful jandarmeriei și ajuntul șefului jandarmeriei, deși ei nu erau comandanții acțiunii. Pentru asta parchetul militar a și început urmărirea penală împotriva lor și acest aspect a încercat Doru Stoica să îl mușamalizeze prin această ordonanță. Doru Stoica face o descriere a evenimentelor, după care spune așa, ca să justifice intervenția în forță. Aici este strict copy-paste de la juriștii jandarmeriei. Potrivit datelor furnizate de Jandarmeria Română, începând cu ora 23:11, așa cum vom vedea, realitatea este 23:08, comandantul acțiunii a dispus intervenția în forță pentru restabilirea ordinii publice. Motivele care au stat la baza emiterii ordinului de intervenție în forță au fost reprezentate de numărul mare de persoane violente dispersate în mulțimea de protestatari, de pierderea caracterului pașnic al manifestației și de forțarea repetată a cordonelor de ordine, de exercitarea constantă a violenței ce au pus în pericol integritatea corporală, sănătatea forțelor de ordine și a celor manifestanți prezenți în zonă. Toate violențele alea au fost exercitate de către oamenii lor cu cagulă. Cei care au exercitat cele mai mari violențe, da, nu sunt identificați. Cel care a sunat la 112 ca să fie polițiștii puși în această situație extrem de dificilă, nu este identificat. Cei care au incendiat pe unul dintre bulevardele adiacente, inițiatorii incendierii, nu sunt identificați. Toți cei care erau cu cagule și cu bandane pe față și cu tricouri negre și care au făcut diverse lucruri prin piață, incitând, nu sunt identificați. Asta în condițiile în care au fost peste 100.000 de oameni acolo, 200.000 după aprecierea mea. Procurorul Doru Stoica susține că majoritatea protestatarilor au fost violenți. Jandarmii spune, domnul procuror, că au fost numai 1.100. Cum puteau 1.100 de oameni să țină în frâu 200.000 de oameni preșupuși, toți violenți, așa cum zice tovarășul procuror Doru Stoica? Este foarte greu de crezut. Nu, adevărul este, oameni buni, că ăștia au avut infiltrați. Așa cum eu am știut, pentru că am avut informația pe surse și țineți minte că am tot vorbit despre asta și le-am cerut în live-uri celor de la jandarmerie să nu facă acest plan ticălos. Pentru că și în jandarmerie există și oameni ok, care pe mine m-au avertizat din timp, bă, uite ce vor să facă ăștia. Știți că la vremea respectivă am relatat acele lucruri. E, asta era util dacă mă chema domnul procuror Doru Stoica să-i povestesc. Dar el n-a vrut să meargă după adevărații organizatori ai violențelor. Scopul lui nu a fost să afle ce s-a întâmplat acolo și să ajungă, pentru că, sigur, noi am văzut o țară întreagă ce s-a întâmplat, dar să ajungă exact cu nume și prenume la ei, să meargă după ei. Nu. Scopul lui a fost tocmai să mușamalizeze și să se asigure că cei vinovați, cei responsabili, cei care au organizat represiunea nu pățesc nimic și nu sunt identificați. Atât de simplu este, oameni buni, și vă repet, anterior datei de 10 august, Ovidiu Grosu, cu nume și prenume luat, dus la Antena 3 Plus, spus să spună că vrea să dea foc la guvern, că vrea să omoare jandarmi și așa mai departe. Ăla nu este menționat decât într-o notă de subsol în această ordonanță. Or, ăla era adevărată incitare la crimă, oameni buni, la violență, la incendiere. Despre ce vorbim? Toți postacii PSD-și care au pus postări din astea agresive, eu am cenzurat mii de mesaje și de conturi în perioada respectivă. Ajungea fix la ăla de la care el a luat plângerea penală, șeful fabricii de fake news online și de postacea PSD-ului.
care este trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție pentru mărturie mincinoasă și favorizarea infractorului în dosarul de fraudă al trezorierului PSD. Ăla era important de chemat și ăla lămurea toată problema, că au metode procurorii și puteau să afle dacă voiau. Telefoane, cum a dat, ce a făcut tot, da? Făceau anchetă. Nimic. Grupurile care au incendiat, au incitat la violențe, au creat justificări pentru gazări, pentru agresiunea ale jandarmeriei, niciunul n-a fost identificat. 12 protestatari care au fost pe lângă și care nu ei au inițiat, dar ei au participat într-adevăr, sau unii dintre ei au fost nervoși pentru că au luat bătaie. Cismaș este un caz. Omul i-au spart capul, i-au dat în cap cu bastonul, cu ce i-au dat, i-a spart capul. S-a supărat, avea o praștie la el, că a fost la munte și a dat cu praștia după jandarmi. L-au condamnat cu suspendare, domne, pentru ultraj, că a dat cu praștia după jandarmi. Înțelegeți despre ce vorbim? Și procurorul Doru Stoica merge chiar mai departe, da? Și în loc să investigheze ceea ce ar fi normal și de bun simț să investigheze, el zice că, domne, violențele îndreptate împotriva forțelor de ordine începuseră să capete forme extreme, culminând cu sustragerea unei arme de foc și a muniției aferente, pe fondul blocării, izolării și agresării brutale în mijlocul mulțimii a unui număr de 2 jandarmi. Dar nu face niciun demers să afle totuși aia 2 cine i-a trimis acolo. Unde m-ați adus, spune Ștefania pe înregistrare? Pe cine a adus-o? De ce a adus-o acolo? Da? Înmulțirea situațiilor care, în demersul de agresare a forțelor de ordine publică, obiecte contundente aruncate de unii dintre protestatari, care loveau în cădere alți protestatari. Din aceste motive s-a impus intervenția în forță. Ce se întâmplă însă? Parchetul militar, așa cum rezultă, pentru că el ia ce zice parchetul militar și întoarce invers. Parchetul militar mergea să încerce să rezolve aceste probleme. Parchetul militar spune, expressis verbis, fiți atenți aici să vedeți ce diferență este între, ați auzit ce a spus procurorul Doru Stoica și ce spune parchetul militar. Din actele de urmărire penale efectuate în cauză, rezultă că în intervalul 20-30-22 au existat doar incidente izolate între un număr mic de participanți la protest și forțele de ordine. Iar situația concretă din Piața Victoriei nu justifica intervenția în forță. Deci aici, până aici a mers parchetul militar. Când a venit ăsta la DICOT, a smuls dosarul și s-a apucat să facă el porcările pe care s-a apucat să le facă. Aprobarea pentru manifestația a venit la ora 0, când deja ei bătuseră oamenii, îi alungaseră din piață în condițiile de violență pe care le-ați văzut și dumneavoastră. Doru Stoica insistă foarte mult, deși parchetul militar spune ceva, el spune cu totul altceva. Ori el n-a făcut niciun fel de probatoriu, el n-a vizionat niciun fel de probe video. El pur și simplu a luat copy-paste, pur și simplu a luat copy-paste de la jandarmerie și și-a asumat acele lucruri. Fără să aibă niciun probatoriu în spate. Și contrazicând parchetul militar care a constatat altceva cu un probatoriu în spate. Ce zice parchetul militar? Din nou, exemplu, la ora 23, fără a dispune anterior măsurile necesare pentru imobilizarea și depărtarea din zona persoanelor care săvârșeau fapte contrar legii, normal că nu puteau, că știau că sunt oamenii lor. Dacă vreți să vedeți că asta este o strategie a jandarmeriei și că a fost aplicată și a fost văzută și filmată de către presă, căutați jandarm, major de jandarmerie bătut de jandarm. Căutați așa pe Google să vedeți și o să găsiți un major de jandarmerie care era în civil, care participa la niște, nu știu, cu obiecte, cu petarde, cu ce arunca un jandarm. Jandarmii au venit peste ei, l-au trântit la pământ și l-au luat bătaie și după aia l-a scos legitimația că el este major de jandarmerie. Înțelegeți? Deci asta nu este ce vă spun eu, nu este este ceva, un fapt concret demonstrat la unul dintre proteste. Și este pe YouTube, este filmat, se poate vedea. Drăgănescu îl cheamă. Majorul Drăgănescu bătut de jandarmi, de propriul lui jandarmi, oameni buni. Și îl întreabă cel care filmează, ce faceți, v-au bătut colegii? Și el zice nimic, a, nu, nu, stația, unde mi-e stația? Mă, mi-a strântit și stația, mi-a distrus-o, tâmpiților. Deci asta este un fapt, oameni buni. Ori asemenea măsuri, adică să-i pui tu jandarmii, oameni în civil, care să arunce cu obiecte, ca să ofere justificare, ca să fie bătuți restul protestatorilor pașnici, pentru asta ar trebui să meargă ani grei la pușcărie. Șeful care dă ordinul să facă așa ceva. Și toți cei care execută așa ceva, oameni buni, pentru că este profund ilegal și imoral și neconstituțional să faci așa ceva. Să construiești violențe ca să justifici represiunea în forță. Parchetul militar începuse să meargă cu ancheta în acea direcție. Clarășul Doru Stoica ia și anulează totul, oameni buni. Anulează totul
inclusiv intervenția lui Cucoș, deja de la pagina 121 începe să se refere la Cucoș, da? Parchetul militar a început acțiunea împotriva lui pentru că el a intervenit ilegal, fără să dea un ordin scris ca să nu-și asume, a dat ordine verbale pe acolo. Și bineînțeles că toarășul procuror îi spală pe toți, pe toți șefii jandarmeriei. Asta este anulată, punctual și concret, de către procurorul șef al DIICOR, da? Și ancheta este redeschisă. Dar faptele astea rămân, cum au încercat oameni buni, cât de ticălos au încercat să mușamalizeze. Și din nou apar la pagina 127, da? Că aruncau în forțele de ordine cu fragmente de borduri. Deci din nou obsesia asta, minciuna asta, că cineva a scos bordurile din caldarâm, le-a și spart. Vă dați seama, imaginați-vă o bordură, de-aia nici nu poți să o ridici o persoană, abia o ridică două persoane. Dom'le, dar erau unii protestatari care le smulgeau, le spărgeau pe genunchi probabil și le aruncau un jandarm, domnule. Și totuși 200.000 de protestatari care puteau să smulgă borduri din asfalt și să le rupă cu brațele goale, domnule, totuși au fost aruncați de 1.000 de jandarmi săraci care erau vai mama lor și chinuiți cu scuturile sparte. Asta susține procurorul, toarșul procuror, în ordonanța respectivă. Grupuri violente de persoane au dat foc diverselor obiecte de mobilier stradar la ieșirea din pasajul Victoriei pe bulevardul Nicolae Titulescu, fiind creată de protestatari o baricadă. Ei, asta este. Grupul care a inițiat treaba asta, deci inițiatorii acestui eveniment, nu au fost nici până în ziua de astăzi identificați. Alți protestatari care cumva de fraiere au participat și pe lângă au luat și ei parte, că erau supărați, erau... Ăia sunt țapii spășitori, ăia sunt găsiți vinovați. Și nimeni nu-și pune problema. Bă, nene, ăsta a participat la ceva ce au inițiat alții. Unde sunt inițiatorii? De ce nu-i găsește nimeni? Nimeni nu-și pune această problemă. Probabil și de asta judecătorul care a judecat această cauză, a doua cauză, a dat de asemenea pedepse cu suspendare. Pentru că nu, când vezi că cineva organizează ceva, o ilegalitate, și tu trimiți în judecată numai pe cineva care dintr-un anumit context ia parte la ilegalitatea respectivă, normal că este clar că nu persoana respectivă poartă vinovăția principală. Și atunci ce face? Judecătorul îi dă cu suspendare, că nu poate nici să nu îi dea, pentru că persoana respectivă a luat parte la acele fapte. Dar nici nu poate să-l condamne la maximum pedepse, pentru că nu el este cel care a inițiat. Și atunci pedepse cu suspendare. Pedepse cu suspendare în cazul celor care au fost în jurul jandarmeriei cu pistolul, pentru că adevărații autori nu au fost identificați, pedepse cu suspendare aici. Ori procurorul Doru Stoica avea toate mijloacele tehnice și legale și DIICOR are forță, are putere, colaborează cu SRI-ul. Putea să se ducă după ei să afle adevărul, oameni buni, și să vină cu, să ofere societății adevărul, să-și merite banii aia mulți, aproape 5.000 de euro pe care societatea îi plătește acestui individ salariu. De exemplu, fiți atenți aici, la ora 0, la punctul de comandă a fost primită informația că bulevardul Ioan Mihalache se află un autoturism Skoda Octavia de culoare albă în care exista materiale inflamabile și pirotehnice. Autoturismul n-a putut fi identificat. Cum n-a putut? Vă zic eu, pentru că era al lor. Era al lor, era operațiunea lor sub acoperire. Și de aia n-a putut fi identificat. Cum să nu poată să fie identificat un autoturism? A fost identificat ăla că a tras cu praștea. Și ei n-au putut identifica un autoturism plin cu materiale pirotehnice? Dar ăla că a dat cu praștea, pe ăla l-au putut identifica. Păi cum? Păi dar sunt camere de la vedere pe toate străzile. Vezi autoturismul unde a plecat, ce număr de matriculare avea, îl urmărești de pe stradă pe alta. Cum? DIICOR-ul nu știe să facă treaba asta? Păi atunci înseamnă că e grav, oameni buni. Înseamnă că DIICOR-ul de fapt este o construcție inutilă, care îi plătim degeaba salariile. Dacă nu e capabil să identifici o mașină plină cu materiale pirotehnice aflate în centrul capital la o manifestație de protest. Păi ce divizie de terorist sunt ei, dacă nu sunt capabili să facă așa ceva? Nu? Nu au vrut să facă asta, pentru că dacă o făceau, poate ajungeau în curtea jandarmeriei și vedeau acolo autoturismul Skoda alb. Da? Pe următoarele pagini, până la pagina 150, din care am să vorbesc în următorul episod, până la pagina 146, din care am să vorbesc în următorul episod, toarșul procuror Doru Stoica face o descriere a gazelor lacrimogene, câte tipuri de gaze sunt, cum sunt ele, cum au fost folosite, și la pagina 144 spune că oamenii au fost gazați din cauza lui Mălin Bot. Asta este pentru că Mălin Bot și ONN au spus că oamenii trebuie să fie hotărâți, că oamenii trebuie să meargă să depună petiții în curtea guvernului, oamenii sunt vinovați și își merită soarta și de aia au fost
Gata-ți. Am explicat însă acest aspect punctual, pentru că l-am legat de alte lucruri în episodul anterior și nu mai insist pe el. Urmează să vă prezint din dosar, dragii mei, mărturile victimelor, ca să vedeți cât de grav au fost oamenii bătuți, arși, unii cu picioarele arse de către grenadele, pentru că ei, după ce au epuizat din tuburile de gaz pe care le aveau la ei de mână, au dat cu tuburile alea mai mari de gaz, cu care au dat și pe mine, și după aceea au tras și cu grenade, oameni buni, grenade cu gaz, grenade care au explodat în apropierea picioarelor unor persoane și au provocat leziuni extrem de grave. Și deși aceste leziuni sunt consemnate în dosar și sunt certificate medico-legale cu zeci de zile de îngrijiri medicale, procurorul vine și spune, domnule, dar uite că în manualul de utilizare scrie că nu provoacă leziuni. Deci leziunile respective n-au cum să existe. Așa zice el și este absolut incredibil, la fel cum spune că, domne, a fost o minciună că au fost gazați copii, pentru că, spune procurorul în ordonanță, n-a fost niciun copil cu certificat medico-legal adus ca victimă. Deci oamenii au mințit și s-au victimizat și în realitate n-a fost gazat, domne, niciun copil. Că n-a fost niciunul adus cu certificat medico-legal. Asta este logica pe care o folosește acest Dorel al DICOT în această ordonanță a rușinii, care seamănă foarte, foarte, foarte mult cu modul în care s-a încercat mușamalizarea dosarului Mineriadei. Dacă aveți timp, câți dintre dumneavoastră aveți timp, căutați pe blog rechizitorul Mineriadei, pe blogul meu, și încercați să-l citiți, pentru că veți vedea acolo exact același modus operandi.